te-ai plafonat într-o rutină născută din prea mult belșug. Deși te crezi acum regină, ai cam uitat că din lumină primești putere să tragi la lucru. Te chinuiești să înveți doctrina, iar când o știi, nu o mai aplici. Ți-a atacat rădăcina, ți-e în dezordine grădina, când cazi, ți-e greu să te ridici. Te-am văzut și ritualul, ce așa discret s-a infiltrat, așa de greu poți trece dealul, căci ți-e în umbră idealul și la apar, de mult n-ai stat. Evlavia e doar formală și de aceea nu-s minuni. Te-am bătat cuvântul fală. Nu se sizezi când vine o boală, nu te implici în misiuni. Respingi propuneri de îndreptare zicând că n-ai ce repara. Te-a copleșit cu o derutare și ești mai slab în încercare. Cuvântul nu-l poți explora. În clopot n-ai mai fost de-o vreme pentru lucrări dumnezeiești. Te-au gârbovit niște dileme. De aceea suflu în tine geme. Dar vrei doar leacul pământești. Din starea aceasta încălcită nu poți ieși prin ritual, doar cei naivi te fericită, zicând că ești prea fericită, că urci pe vis spiritual. Cu demagogice discursuri spre țintă nu poți să avansezi. Zadarnic mai convoci concursuri, sunt necesare acum răspunsuri, dar deformarea nu ți-o vezi. De nu ți-e înlături nepăsarea prin sacrificii la altar, urmează doar încătușarea, ce-i mai grozavă ca stagnarea, ce va aluneca în coșmar. Îți dă poruncă Trinitatea să-ți cumperi astăzi un de lemn, să-ți renovezi activitatea, să nu-ți pătezi integritatea, să nu-l aperi pe miel pe lemn. O, ia aminte, te deschide spre tot ce-ai trimis de sus. Atunci trăirea-ți coincide cu acel mesaj ce nu ucide speranța sfântă în Iisus. Amin. Vom deschide scripturile în aceste momente la Cartea Apocalipsa, capitolul 3, versetul 17 și Geneza, capitolul 3, cu 4 până în 10. Vreau ca să citim aceste versete și, la urmă, vreau să vă întreb ce ați văzut, care este legătura dintre aceste versete. Apocalipsa 3, cu 7. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Versetul 18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești. Și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și doctorii din voi, ca să te ungi, să-ți ungi ochii și să vezi. Și vom citi Geneza 3 cu 4 până în 10. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când vei mânca din El, vi se vor deschide ochii și vei fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului care era lângă ea. Și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut pe o altă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din el. Atunci
au auzit glasul Domnului care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis: unde ești? El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și m-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Care e legătura dintre versetele astea? Unde vedem noi o legătură? Nu e prea legătură, dar e ceva deosebit dintre aceste versete. Într-o parte scrie că nu știi că ești orb și gol. Într-o parte scrie că după ce a păcătut, a văzut că e gol. A, mersi mult. Ești foarte bine. Asta este legătura. Eu cred că de multe ori am citit versetele astea. Uitați-vă ce se întâmplă. În Apocalipsa, Dumnezeu spune: ești orb și gol. În Geneza spune: li s-au deschis ochii și au văzut că erau goi. Interesant ce face păcatul. Observați? Păcatul prima dată ce face? Deschide ochii, vezi că ești gol. Pe o perioadă de timp te deprinzi cu el și la un moment dat Apocalipsa spune: eu nu sunt gol. Eu nu sunt orb. N-am nevoie de haine, n-am nevoie de doctorii, n-am nevoie de aia, n-am nevoie. Eu sunt ok. Asta, fraților, este păcatul. Păcatul te dezbracă. Te deprins cu el și la un moment dat spui că eu nu sunt bun. Grădina, imaginați-vă o grădină atât de frumoasă. O grădină și un confort atât de mare, atât de plăcut să fii în prezența lui Dumnezeu. Ei păcătuiesc. Adam și Eva păcătuiește. Văd că sunt goi și încearcă să facă ceva. Ce încearcă Adam și Eva să facă? Să se acopere. Dacă observați, ei încearcă să se acopere. Își coasă frunzele smochini, fac șorțuri și se acoperă. Vă întreb, aveau gânduri bune? Aveau gânduri bune. Au văzut, au păcătuit. Au păcătuit. Gândul că sunt goi era bun. Am în vedere, au văzut că sunt goi și au încercat să se acopere. Au făcut șorțul și s-au acoperit. Pentru că erau într-o prezență divină, era bine să-ți vezi goliciunea aia și să încerci să faci ceva. Și au încercat. Ce face Dumnezeu? Dorința de a se acoperi era bună. Dumnezeu vine și spune: șorțul tău nu este bun. Haina ta pe care tu ai socotit că te îmbraci cu ea nu este bună. Uite, îți dau eu o haină. Și ia Dumnezeu, omoară un animal și dă haină lui Adam și Eva. Noi
vă spun, venim în biserică. De multe ori ne gândim că haina care vine la biserică este potrivită ca să vină ea. Și după mintea noastră, vin cu ea la biserică. Mă îmbrac, îmi este comodă, mă simt bine în ea și vin în biserică. Problema este că atunci când vin în biserică, înțeleg eu că este prezența lui Dumnezeu aici sau nu? Da. Și dacă voi înțelege că este prezența lui Dumnezeu aici, chiar dacă aș încerca să-mi fac eu șorț și să mă îmbrac și să vin aici, tot nu voi fi în legătură cu Dumnezeu. De aceea, atunci când vin aici, să mă gândesc bine la haina care o port, care o îmbrac dimineață, ca să vin într-o prezență Dumnezeu. Ca nu cumva prin haina mea să dau pe Dumnezeu afară. Ca nu cumva prin haina mea să mă deprind că nu sunt gol și să rămân în prezența lui Dumnezeu așa. Și să dea Domnul ca odată să-mi dau seama că nu este bine și să-i dau voie lui Dumnezeu să mă îmbrace. Mulți dintre noi poate să spui important nu este haina, important este inima. Eu sunt de acord. Dar Dumnezeu spune că din inimă ce iese? Tot ce e, nu iese bunătate. Dacă observați, ca om păcătos care am cunoscut păcatul, ne-am născut în păcat, suntem păcătoși din cresta capului până la tălpile picioarelor, suntem păcătoși. Vrem, noi nu vrem, ne-am născut păcătoși. Și dacă eu nu voi recunoaște dorința lui Dumnezeu de a mă schimba, o să vin la biserică îmbrăcat cum vreau eu. Și pot să zic că inima principală o să fie schimbată. Vreau să vă spun. Inima arată îmbrăcămintea noastră. Inima arată vorbirea noastră. Inima arată comportamentul nostru. Pentru că de acolo iese. Hai să citim Isaia 6, 1 până 5. În anul morții împăratului Ozea, am văzut că Domnul șezând pe un scaun de domnie, foarte înalt, și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Și strigau unul altuia și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Nu zice tot cerul este plin de mărirea Lui. Înseamnă că slava Lui este și aici. Slava Lui este în mijlocul nostru. Sfințenia Lui este în mijlocul nostru. Eu, ca om, plin de păcat, aș avea putere să strig, sunt, Doamne, ești Sfânt. Avem putere să strigăm lucrul ăsta? Sau nu avem putere? Avem putere atunci când îmbrăcămintea noastră, standardul cerut de Dumnezeu, este în îmbrăcămintea noastră, în purtarea noastră, în vorbirea noastră, în comportamentul nostru. Și atunci, stând într-o prezență divină, poți să strigi. Atunci când nu ești în legătură cu standardul cerut de Dumnezeu, ce faci? Atunci te ascunzi ca Adam și Eva.
Dumnezeu e în stare să strige unde ești, Dumnezeu e în stare să te caute, Dumnezeu e în stare să-ți dea o mână ca să ieși acolo. Așa a făcut cu părinții noștri. Așa vrea să facă cu noi astăzi. Când venim într-o prezență divină, să ne dăm seama cum venim, cum ne este îmbrăcămintea. Este în legătură cu cerul? Sau este după inima mea, după moda care este și după dorință că mă simt eu confortabil și bine, bine. Așa mi-e bine, eu așa vin. Și striga unul către altul, versetul 4. Ușor e ușii și glasul care răsuna și casa s-a umplut. De ce? De fum. Atunci am zis, profetul zice, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului. Vom zice atunci, vai de mine, când ne vom vedea, când vom simți că aici este o prezență divină, când vom simți că Dumnezeu este, când noi cântăm, când noi ne rugăm, când noi predicăm, când noi vorbim unul cu altul, când noi am călcat pe pragul ușii, venind aici, în încăperea asta, ne vom da seama cum este haina, atunci vom avea putere să strigăm și noi, vai de mine. Poate de multe ori, poate de multe ori, și eu cred că de multe ori, când am intrat pe ușa aici, ne-am mostrat conștiința de haina care o am, ne-am mostrat conștiința de purtarea care am avut-o în ziua de sabat, de vorbirea care am spus-o în ziua de sabat, și ar fi bine să strigăm și noi, vai de mine. Dacă încă n-am strigat, este momentul să strigăm. Este momentul că să înțelegem ce înseamnă casă de rugăciune. Fumul și poalele hainelor Dumnezeu sunt aici. Fie că mă nădușă și mor spiritual, fie că mă trezește ca să caut aer, ar fi bine să mă trezească să caut aer. Dar să nu mă nădușe păcatul ca să nu mai simt fum. Am o poezie, mă gândeam să o citesc sau să nu o citesc, dar vreți să o citesc? Da. M-am gândit să nu o citesc, că poate sunt multe poezii, că azi m-am gândit vreo două scrișă, dar am să o citesc. Haina. O haină. Doar o haină ca să-ți îmbraci făptura, și să-ți descoperi astfel tot Duhul și măsura. Neascultând, strămoșii pierdut au haina sfântă. Noi moștenim rușinea și boia lor cea frântă. Ce goi venim pe lume? La piele și la minte. Și goi suntem de credem că slava stă de șlin. Când haina ascultării o lepădăm în grabă și punem haina lumii ce în lume se întreabă, suntem tot fiei cărnii, tot spița lui Adam. Cu șorțul necredinței furtat din neam în neam. Cum aș putea să stărui că sunt creștin și lupt când hainele dreptății le port pe dedesubt?
E adevărat, dreptate nu voi avea din haine, nici din porunca legii păzită până în taine. Doar harul, numai harul mă scoate din rușine, învăluindu-mi viața în izbăviri de pline. Dar harul nu e un petic ca să încărpească viața sau lipsurile hainei când nu iubesc povața. Nu, legea nu se schimbă. Croiala ei de veci împlinește harul cu el te îmbracă deci. Căci harul nu se îndoaie după sentința modei, ci zilnic dă putere credinței și metodei. Când ești în școala vieții, învață să te îmbraci pe tine și pe casei, apoi pe cei săraci. O haină, doar o haină ca ce predică rostești. Ea spune cum te cheamă, ce duh te stăpânește. Chiar dacă odată minte, tu spune adevărul, croindu-ți haină nouă precum așteaptă cerul. O haină. Pentru o haină, poftirea lui Acan i-a prefăcut coliba în stoc de borovan. Asemenea lui, când haina te arată drept haldeu, nu poți să spui, mai frate, că ești din Dumnezeu. Și în ziua când tot gândul se va da pe față, ți-o vor stropi cu sânge talanții grei de gheață. O haină, doar o haină, destul ca să te piardă, vezi, când îți alegi modelul, presari și fii în gata. Geneza 32 cu 26, 27, 28 până în 30. 32 capitolul, versetul 26, 27, 28 și 30. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacob a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Țineți minte ultimul cuvânt. Omul acela a zis, cum îți este mâine? Iacob a răspuns. O spus. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacob, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și a fost biruitor. Și 30, Iacob a pus locul acelor numele pe el. Pe ce a zis el? Am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Sunt niște versete care Iacob spune familiei. Lepădați cercei, lepădați Dumnezei străini, spălați-vă, schimbați-vă hainele, că mergem ce? Că mergem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Eu să vă întreb. Eu n-am ales în cercei pentru că mulțumesc. N-am ales spălatul pentru că știm că ne spălăm. Am ales schimbarea hainei. Credeți că puteau să meargă în hainele care erau să se întâlnească cu Dumnezeu? Mi-i respect. Cum? Mi-i respect. Așa. Înseamnă că trebuia să existe ceva acolo. Să ai un respect în fața cui te duci, în fața cui să stai, pentru că Iacob îi pune numele locul ăla. A văzut o scară și îngerii coborau și se urca, coborau și se urca. Și numește Peniel, casa lui Dumnezeu, Betel. Acum este Betel.
este lângă fața lui. Acum este lângă, locul ăsta este lângă Ierusalim, în departe. Când o să fiți acolo, o să vedeți. E foarte interesant. Stai acolo, așa e din alt locul, când norii trec așa, stai printre nori, când trec norii. E înalt, foarte înalt. M-a minunat odată un lucru. Ploua și eram la o oprire, o stație de autobuz acolo și când a început să ploaie, stăteam început să ploaie. Am făcut un pas așa și nu mai ploua. Vreau să mă ploaie. Făcut un pas și mă ploua. Interesant, e foarte interesant. M-am spus asta așa printre unele. Iacob spune, lepădați tot ce va împiedica să te întâlnești cu un Dumnezeu plin de slavă și sfânt. Lepădați tot. Dar ceea ce e important să faci, schimbă-ți haine. Pentru că mergi să te întâlnești cu Dumnezeu. Ce se întâmplă când mergi la o întâlnire cu Dumnezeu? Deci v-am spus că să țineți minte ultimul cuvânt. Ce s-a întâmplat? Spune că Iacob s-a luptat o noapte întreagă. Și la urmă, nu te las, nu mă benefăți. Ce îi spune Înger? Iisus s-a luptat cu el acolo. Ce îi spune Iisus lui Iacob? Îl întreabă în versetul acolo. Cum? Care ți-i numele? Bă. Iacob spune Iacob. Știți ce înseamnă Iacob? Înșelător, mincinos. Și Iisus spune, nu te va numi Iacob, te vei numi Israel. Și pentru că n-a lăsat să plece și să revărsau zorii, ce se întâmplă cu Iacob? Ce pățăște Iacob? A citit versetul. Ce v-a obățit Iacob? Îngerul l-a lovit într-o... Îngerul l-a lovit Iacob. Așa! O luat și o lovitură. Înseamnă că în prezența unui Dumnezeu Sfânt poți să fii binecuvântat, poți să fii schimbat numele tău și poți să mai ieși cu astea. Poți să ieși cu astea. În ce mod poți să ai scoasă? Păi ne-au zis fratele la o vorbă, nu mai vin la biserică, cât pururea nu mai vin. Și asta înseamnă în prezența unui Dumnezeu. Poți să fii binecuvântat și e bine când e binecuvântat. Nu, cine nu vrea să fii binecuvântat? Toți vrea să fii binecuvântat. Cine nu vrea să-i fie schimbat numele? Are un nume. N-am în vedere de nume anumit. Mă numesc Andrei și atunci. O nume rău. Că numele Iacob nu era rău în sinea lui, Iacob. Dacă nu cunoșteam, nu aveam cunoștință ce înseamnă Iacob, mai știam noi că numele Iacob înseamnă mincinos? Nu. Aveam cunoștință sau cercetări, sau făcut, sau adus și noi au ajuns și ele la noi. Pe scris, pe computer, pe știință, pe cărți, pe... Și am aflat și orice înseamnă Iacob. Când ai un nume rău și vin într-o prezență dumnezeiască, ar fi bine să fie schimbat numele. Și așa cum am zis, mai vinim aici. Nu mai supărăm unul pe altul. Nu mai ciondănim, nu mai certăm. Dar venim într-o prezență. Și dacă ne-am dat seama noi că prezența asta este sfântă, ne-ar sfințe și pe noi, ne mai împăcăm, mai dăm un mână cu altul, mai ne strângem în brațe, mai ce iertare unul de la altul. Asta înseamnă să vii într-o prezență cu Dumnezeu. Hai să deschidem la Luca 5 cu 2 până în 8. Iisus a văzut două corăbi la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejul.
s-a suit într-una din aceste corăbi care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țară. Apoi a șezut jos și a invitat pe noroade, a învățat pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Petru, depărtează la adânc și aruncați-o în mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Ioan spune că au prins câți pești? 153 de pești mari acolo, spune Ioan. Aceea spune că se rupeau mrejile. Au făcut semn tovarșul lor care era în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Versetul 8. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchi lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un păcătos. Frații mei, poate ne gândim când venim la biserică, avem studii superioare. Poate ne gândim că avem atâta cunoștință când suntem adventiști de ziua șaptea, atât de mult când iese și pe urechi și pe unde mai sunt ieșit. Poate ne gândim că suntem niște măturători, niște clini. Poate ne gândim că suntem prezbiteri, poate ne gândim că suntem diaconi. Poate ne gândim că suntem pastori. Poate ne gândim că suntem niște umbre de lucru. În prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu. Când știi că acolo este Iisus și Dumnezeu, toate astea sunt în mine. Așa, așa este. Petru se credea cel mai bun pescar. Și eu cred că el era. Era un pescar profesional. Un pescar care știa când se dea numeala, când se arunce mreaja. Pescar care cunoștea timpul, care cunoștea vântul. Acum nu este bine. Acum presiunea apii sau aerului înaltă peștele unde stă. De la fundul mării, cu râului, cum nu se poate de prins. Ca orice pescar. El era pescar profesional. Și știa că toată noaptea să te chinui să nu prinzi nimic. Dar pentru că a avut legătură cu Iisus care vedea în el un Mesia, un Dumnezeu plin de putere. A zis, Doamne, am s-o arunc. Când citim istoria Noului Testament, spune că de ce Iisus îi spune lui Pavel, lui Petru, să zvârlă mreaja în partea dreaptă? V-ați gândit vreodată? De ce nu-i spune așa? În partea stângă. Istoria Noului Testament spune așa. Pentru că în partea dreaptă era Hristos. Hristos, unde este Hristos? Este binecuvântat. Unde este Hristos, este totul pentru o viață de om. Și Petru cade și spune, Doamne, și mai spune istoria, când citim istoria Noului Testament, spune Petru când a zis, Doamne, pleacă de la mine, spune că a căzut la picioarele lui Iisus, l-au apucat de picioarele lui și nu zice, Doamne, pleacă de la mine, că nu te mai vreau în viața mea. El zice, Doamne, eu atât de păcătoși sunt, că cu tine este cel mai bine. Și te rog să mă mergi. Spune că Petru s-a apucat strâns de brațul Iisus, de picioarele lui și ne-a lăsat. Măcar cuvintele lui au fost, Doamne, pleacă că sunt un păcătos. Dacă Hristos urcă în partea vieții noastre. Ar fi bine să
scădem la picioarele, să-L apucăm strâns de picioare, de braț, de ce vrem noi, să-L apucăm și să ne lăsăm dus din viața noastră. Pentru că cu El, așa cum am văzut, poți să ai binecuvântare, lume, rău, schimbat în bun și nenorocire. Dar ele sunt spre folosul nostru. Frații mei, vreau să luăm ceva de predica asta. Sunt te sfătui de la mine să fug verde, ale fii pentru voi, ca să-ți vezi bunicimea. Te sfătui atunci când vii în această prezență de Dumnezeu. Să ne uităm bine la haina care îmbraci. Și așa cum poezie, vrei să spui tu că ești creștin, dar haina te dă din copii. Și să nu încercăm să ne facem șorturi cum gândim noi, să acoperim noi goliciunea noastră, dar să-i dăm voie lui Dumnezeu să ne aleagă haina și să ne aleagă purtarea noastră. Numai cu Dumnezeu poți să faci alegeri că atunci când vei veni aici, stând într-o prezență divină, să nu-ți fie rușine nici ție, nici îngerul care să nu te tine și nici lui Dumnezeu. Și mă mai întreb, și vreau ca să vă întrebați fiecare, ce văd oamenii când se întâlnă? Și dacă vă aduceți aminte, în Apocalipsa sunt redate două credințe. O credință falsă și o credință adevărată. Cum este îmbrăcată femeia în credința falsă? Stă pe o cal stocojiu, îmbrăcată în haine stocojiu, dizgolită goliciunea care o are femeie, femeie din Apocalipsa, ne arată păcătoșenie fără înțelepciune și dezamăgire. Femeia care reprezintă Biserica Dumnezeu, îmbrăcată în alb, frumos, gata de a fi lipită la cer. Vreau să mă întreb. Când Iisus trece în partea Gadarenei, țineți minte, noi am învățat și la școala de sală, se întâlnește cu cine? Un evanghelist spune cu doi, unul spune, ăla spune cu unul. Hai să-l luăm unul. Se întâlnește cu un demonizat. Câți demoni, câți draci avea omul ăla în el? Lecțiunea ne spune de sabat, două sabate în urmă. 6.000 de demoni. Ce era când l-a văzut Iisus? Ce era cu el? Ce era? Bă! Cine l-a făcut să fie gol? El poate din știință, poate din neștiință, cu ajuns în modul ăsta să fie stăpânit de 6.000 de demoni. Demonii îl făceau ca el să fie gol, oamenii se temeau de el. Vreau ca fiecare de noi să ne întrebăm. Ce văd oamenii când se uită la mine? Văd că sunt creștin cu Dumnezeu sau văd că sunt al lui. Să ne ajute Domnul să fim atenți la îmbrăcămintea. Amin. Amin.